România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Mi-au rămas câteva imagini în minte de sub covorul de bombe care mătură Ucraina. O să iasă la iveală câteva sentimente și câteva acte de curaj. Prima de care îmi amintesc este femeia singură care le împarte semințe de floarea soarelui atacatorilor. Măcar să iasă floarea când o să putreziți aici. Apoi, un singur om se așează în fața unui tank să-l oprească cu mâinile goale. În alte localități se adună cu zecile împotriva coloanelor militare, sute de civili ca să facă cocktailuri Molotov și da, un pluton de militari în jur apăsat, deși au moartea în față. Poveștile pe care le-am auzit sunt însă cele mai dureroase. Doi prieteni, două corporații diferite, aceeași istorie, companiile în care lucrează au filiale și în Ucraina și au încercat să-și scoată colegii de acolo. În ambele cazuri s-au izbit de refuzuri categorice. Bărbații și-au trimis familiile în România, dar ei au rămas să lupte, fără mari speranțe. Cât despre președintele Zelenski, el a întors complet o imagine. De la actorul de comedie și starul, și nu prea, al unor programe de televiziune, el devine liderul unei națiuni care galvanizează întreaga țară. Refuzul de a părăsi Kievul, atitudinea curajoasă în fața gloanțelor, prezența pe străzi, discursurile în fața Europei l-au făcut, sau i-au făcut lui Zelenski, o statuie, da, să spunem asta, și îi vor asigura rolul de martir. Dar de ce vă povestesc eu toate astea? Stați să vedeți. Mai țineți minte când am vorbit acum două săptămâni, când unii dintre voi mi-au spus că nu este nimic de apărat în România, că aici la noi este un dezastru, că este corupție, că nu merită clasa politică, lucrurile astea, a fost o discuție aprinsă aici la România în direct și mulți dintre noi suntem convinși că am făcut destul de mult pentru România, dar că ea nu face mare lucru pentru noi. Între timp m-am uitat însă pe datele economice ale Ucrainei și am văzut câteva lucruri care te pun pe gânduri. România are un produs intern brut pe cap de locuitor de 4 ori mai mare decât al Ucrainei, de 4 ori mai mare. Salariul mediu este dublu în România, dar salariul minim este tot pe acolo, mă rog, adică ceva mai mare de 200 de euro. Pensia minimă, să știți însă că în Ucraina e și la 50 de euro. Cât despre corupție, prieteni, Ucraina bate tot ce știm noi. Las deoparte indexul de corupție pe care îl fac diverse organizații și care spune că Ucraina este cea de-a doua cea mai coruptă țară din Europa, cea de-a doua. Știți care e prima, nu? Adică bănuiesc că vă imaginați, nu noi, ci Rusia este cea mai coruptă țară din Europa. Și adăugați la asta poveștile pe care le-ați auzit și în programul ăsta. Cu șpaga cerută la graniță, dacă vrei să treci copilul, da, că s-au cerut și 2000 de euro. Și atunci te întrebi, ce-or fi având de apărat oamenii ăștia în anul 2022? Până la urmă, îți iei traista și îl lași pe Putin să-și facă mendrele. Ce ți este cu el? Ce este cu un regim politic corupt la Kiev? Și totuși, nu e așa. Adică, nu pare să fie deloc așa. Oamenii sunt acolo și vor să se lupte, exact ca în poezii, pentru neamul lor. Ce? De ce se întâmplă asta în lumea modernă? 0372069599, sunați-ne de peste tot din România și din Europa și spuneți-ne ce ați învățat de la poporul ucrainean în ultimele zile. De unde vine, domnule, această dârzenie ieșită din comun? Și de ce să aperi până la urmă o țară coruptă, săracă, una care nu-ți răspunde la cererile tale? Ce credeți că oamenii aia erau cei mai fericiți din lume acolo? 0372069599. România în direct este și pe Facebook. Mă uit și acolo, cât apuc, mai citesc și din mesajele astea. E timpul să pornim dezbaterea. Marian a sunat primul. Bine ai venit la noi. Bine v-am găsit. Nu știu ce pot să spun de faptul că cei mână în luptă pe acești oameni sau cât de tare își iubesc ei patria. Trebuie să ne gândim și nu știm care e exact adevărul acolo.
Pentru că gândiți-vă că noi am fost primii care au oferit o revoluție în direct, noi românii. Trebuia să vină o zi în care să se desfășoare și un război în direct. Păi nu e primul, să știi că ăsta e mai aproape de noi, adică da, războaie în direct sunt la televizor nu, de ceva. Nu au fost ca ăsta. Păi nu au deci fost gândiți-vă că s-au dus americane și au ras mii de oameni în Irak. Mii de oameni de civili. N-a zis nimeni nimic de ce, cum și în ce să... Dar să lăsăm asta deoparte. Să vorbim de partea cu... E mai complicat și nu uita că nu aveai atâta social media la dispoziție. Păi nu se voia. În fine, să o lăsăm. Nu se voia. Nu exista, domnule, nu că nu se voia. Deci e o diferență. Nu la noi în 89. E vorba ce se întâmplă prin aceste războaie, care sunt de curând, de 6-7 ani, care s-au tot desfășurat. Da. Despre țara coruptă, de oameni care nu mai vrea țara, de ce să-ți aperi țara, de ce... Cred că atunci când ați avut acea dezbatere nu m-ați prins pe mine la telefon. Eu nu te-am țin la țara asta. De 25 de ani pun taxe la țara asta, cu toate că nu prea le văd, dar îmi iubesc țara. Eu sunt orice, pe mine poți să mă înjuri, poți să faci orice, că tot sunt un om. Să nu te iei de țara mea și de copiii mei. Acei oameni își iubesc pământul ăla acolo, cum e, amărât, de-aia lor. Da. Așa cum și la mine, aici, nu știu, e țara mea. Mai ales că țara mea o iubesc. Noi trăim într-o țară, nu m-am plimbat în lume, că nu am fost curios prea mult, dar trăim într-o țară în care avem tot ce vrem. Eu dacă plec de aici până la Oradea, nu trebuie să-mi cumpăr apă, pentru că pe drum găsesc 7 izvoare unde pot să beau apă. Asta și e o iubesc, interesant. Că e țara mea. De asta iubești, pentru că sunt izvoare? Nu, printre altele. Deci avem un loc unde... Este locul meu. Nu mă văd trăind în altă parte. Așa și cei oameni. Dar mai grav este că acei oameni au trăit împreună până mai înainte. Au fost colegi de serviciu. Să vă spun o singură situație care o cunosc. O cunosc personal. Cei mai mulți navigatori pe mările și oceanele lumii sunt rușii și ucrainieni. Și buni. Da? În momentul de față sunt nave de pasageri, acele nave de pasageri care au câte 1500 de oameni personal. Au câte 6-700 de ruși, 6-700 de ucrainieni. Vă gândiți ce este acolo? Între ei, în momentul ăsta, eu nu cred că oamenii ăia se omoară între ei. Ăia nu se omoară acolo. Deci ei zic, băi, hai să ne terminăm treaba, că noi suntem angajați aici să facem chestia asta. Da, acolo nu e o bătaie între oamenii simpli. Da, sigur că oamenii își vor face treaba acolo, în mod evident că își vor face treaba. Dar spune-mi un lucru, ce ai învățat tu zilele astea de la poporul ucrainean? Nu cred că am învățat mare lucru, pentru că încă nu știu, n-am citit toată lecția, știți cum e, ca să trage o concluzie. Da. Dar din ceea ce vedem, că nu știm ce se întâmplă dincolo de ceea ce vedem noi, dar acești oameni se îndrăjesc să trăiască în locul lor acolo, pentru că poate nu se văd trăind în altă parte. Dar nici să aibă un șef, cum să-i vină, nu știu, cum era înainte ăla, cum se cheamă, șeful de la partid, să-ți dea ordin să dai grâul la stat. Da. Păi, s-a mai întâmplat asta și probabil că o să mai întâmple. O să vorbim și despre foamea din Ucraina la un moment dat. Mulțumesc tare mult. Să ne gândim și la foamea care va veni. Aceste câmpii ucrainiene anul ăsta vor fi părăsite. 13% din producția mondială de grâu vine de acolo, din Ucraina. Mulțumesc tare mult. O să fie, prețul pâinii o să fie mai mare. Acum, hai să lămurim un lucru. Diferența dintre Statele Unite și Rusia. Și o să fie foarte interesant. Dacă vorbești de victime civile când vine vorba de bombardamente, la două clicuri distanță, că acum am găsit eu, există rapoarte asupra ceea ce au făcut Statele Unite și Marea Britanie în Irak și în Afganistan, dar chiar și în Iugoslavia. Cu număr de bombe trase, cu bombe de mare precizie, da, număr de bombe, cu număr de civili și în ce condiții s-au greșit țintele respective. Înțelegeți? Adică există rapoarte făcute atât de militari americani, cât și de organizațiile civile, care explică în ce măsură au murit niște civili. Există anchete și greșelile sunt pedepsite. Aștept cu încredere
prima anchetă rusească asupra morților civili din Rusia, care să arate că s-a greșit, când s-a tras în spitale, când s-a tras în blocurile din Kharkiv, când au lovit turnul televiziunii și au murit 5 oameni, când au lovit clădirea administrativă din Kharkiv și câte și mai câte. Credeți că un astfel de raport va exista din partea rusească? Partea rusească, una care vorbește la televizor zilele astea doar de operațiuni în Luhansk și în Donetsk, nu? Că asta e poezia la ei. Războiul de la Kiev nu există, bombardamentele de la Kharkiv nu există în momentul ăsta în Rusia. Asta e diferența dintre o putere democratică și una unui dictator. Laura, salutare! Ce-ai învățat de la ucrainenii simpli pe care îi vezi pe străzi astăzi? Vreau să spun că noi o să avem rapoartele de la ruși când o să le avem pe cele de la chinezi cu COVID-ul, cu numărul oficial al celor care au avut COVID în pandemie. Ce să învăț? Cred că am învățat mai mult despre Ucraina cât am știut toată viața, pentru că habar n-aveam cine-i de ales, nu știam când și-au ales conducătorul. Ce mi se pare foarte interesant e plecând de la președinte, pentru că el acum este prezentat ca și erou peste tot, dar faptul că au putut să aleagă un om care are un trecut diferit, adică să alegi un om care nu este un politician, asta mi se pare foarte interesant la ei. Cred că sunt și noi suntem corupți și știm ce e corupție. Noi, cei care alegem în fiecare zi să locuim în România, putem să spunem că suntem frați cu ei, pentru că și noi alegem să trăim aici, deși avem corupție, da, nu la același nivel, dar putem să înțelegem ce se întâmplă în țară. Și atunci, ce spunea și antevorbitorul meu, sunt oameni care se nasc într-o țară și nu își pot imagina viața în alt loc. Și atunci, ce poți să faci ca civil decât să stai locului și să încerci să aperi pe ce poți? Eu fiind mamă, având copii, mie mi-ar fi greu să fac asta. Este un sacrificiu enorm pentru cei care au rămas și care au ales să se pună în fața tancurilor, care au ales să vorbească cu soldații, să-i întrebe ce faceți aici, ce căutați aici. E un curaj enorm și indiferent de naționalitate, ca om, efectiv, ca ființă umană, se pune în fața unui tank. Și ei noștri s-au pus în fața tancurilor la Revoluție. Deci putem să înțelegem prin ce trec. Dar faptul că au ales un conducător, revenind la ce vreau să spun la început, un conducător care nu are trecut politic. Asta totuși pentru mine arată o dorință de schimbare. Chiar dacă stau în acea corupție și chiar dacă o duc rău, într-un fel, cred că totuși au o dorință de schimbare care e mai mare decât a noastră. Fii atent. Spune domnul Daniel Tănăsoi aici pe Facebook. V-am zis că citesc mesaje. Spune domnul Tănăsoiu că să spunem și de tancurile care întorc în fața civililor, că armata rusă nu e atât de toxică pe cât credem noi. Sigur că întorc din fața civililor, n-a spus nimeni nicio secundă că îi calcă în picioare sau cușine. Aici, armata rusă și ordinele care vin de la șefii lor sunt foarte clare. Nu faceți crime de război care să poată fi filmate și prezentate pe lumii întregi, pentru că astea sunt greu de ascuns. Dar bombardamentele nu sunt același lucru, adică contează numai chestiunea asta, că nu sunt călcați cu tancul. Aici vorbim de bombardamente ale unor ținte civile. Una peste alta... Rusia este, adică ceea ce face Putin acum, nu știu dacă are un echivalent. Nu știu dacă se poate găsi un discurs care să-l identifice complet și care să-l explice complet. Este ceva de nedescris, mai ales din istoria noastră a omenirii, știind ce s-a întâmplat în acum câțiva zeci de ani. Noi acum, având și tehnologia la zi, putem să vedem lucrurile din toate unghiurile și foarte repede. E și o binecuvântare, dar e și un blestem, pentru că te poți informa corect, dar în același timp te și panichezi și nu știi ce să faci. Adică e ceva, informația circulă foarte repede. Pentru oamenii ăia, cred că cel mai bun lucru pe care l-am învățat e că ei sunt curajoși, pur și simplu. Oameni curajoși, nu știu ce să zic altceva. Oameni care iubesc țara indiferent de situația în care se găsesc. Deși este o situație groază, ceva ce nu poate fi.
Mulțumesc mult, Laura. Mi se atrage atenția, Harkov și Harkiv. Hai să explicăm. Harkov este pronunția rusească și câtă vreme Uniunea Sovietică a fost acolo, i s-a spus Harkov. Harkiv este pronunția ucraineană, așa îi zic ucrainenii. Sunt mici diferențe între cele două țări și între cele două limbi, dar dacă este în Ucraina, e cum zic oamenii aia, ucraineni, Harkiv, da? Și la noi, de că m-am și interesat despre asta, că-s două pronunții și la Ucraina, pronunția corectă este Ucraina, da? Și eu ziceam Ucraina până zilele trecute, dar oamenii care sunt de specialitate îi zic Ucraina, da? Unde suntem? La Alin. Alin, salutare, ești la România în direct. Ce învățăm de la poporul ucrainean? Te salut, Cătălin, pe tine și pe toți ascultătorii Europa FM. Alin Stanciu la telefon, ca să-ți luminez puțin contextul discuției. Mi-am dat seama. Alin Stanciu din Danemarca. Da. Cătălin, la întrebarea ta, în ultimii 30 de ani, Ucraina s-a construit ca și stat și a apărut o nouă generație care a avut asta ca și temă de casă. Rusia și Estul sunt răi, Occidentul și Vestul sunt buni, e direcția către care trebuie să ne îndreptăm. Și această generație care luptă acum în stradă e școlită, e crescută în sensul acesta și de aici pleacă dorința lor formidabilă și de apreciat și de respectat ca ei să lupte împotriva rușilor și să încerce să-și salveze țara. Dar o să te rog frumos să-mi dai voie, profit de faptul că ai o emisiune foarte urmărită și cu un impact foarte mare. Și o să vreau să spun că noi cei din diaspora ne-am organizat și am încercat să ajutăm pe ucrainienii care au ajuns în România să părăsească România, asta fiind dorința lor, să ajungă în alte țări, dar am ajuns din a ajuta ucrainienii care au ajuns în România să plece în Europa, să fim bombardați de mesaje ale ucrainienilor care sunt încă în Ucraina și care vor să plece de acolo. Și aș vrea să le atrag atenția tuturor celor care ascultă că există o diferență între ceea ce noi aflăm și vedem în mass media și ceea ce se întâmplă de fapt în Ucraina și starea lor de spirit. Adică? Și primul mesaj care vreau să-l spun tuturor, celor care vor să facă un bine și publică tot felul de anunțuri și tot felul de mesaje, oameni buni, nu mai scrieți date publice legate de nume, numere de telefon și loc în care se află oameni care vor să părăsească Ucraina. Există un război informațional fantastic declanșat de Rusia și în Ucraina oamenii sunt sfătuiți să nu își dea datele, să nu își dea numele, să nu își dea locul, să nu își dea numărul de telefon. Imensa majoritatea acestor mesaje care apar sunt false și sunt diseminate de către ruși. Folosiți metode securizate să transmiteți aceste informații. Luați legătura cu oameni care s-au organizat, luați legătura cu ONG-uri, luați legătura cu grupuri care au logistica necesară și transmiteți aceste mesaje care sunt verificate. Sunt oameni care ne asistă, șoferi cu experiență, care au tranzitat Ucraina, care cunosc zona, oameni de acolo. Nici nu pot să-mi adun vorbele. Am primit un telefon de la o mamă care îmi spunea, dacă nu puteți să ne ajutați, măcar ne puteți trimite ceva de mâncare. Sudul Ucrainei se aglomerează de foarte mulți ucrainieni care vor să fugă din cauza războiului, dar nu vor neapărat să plece. Nu încă. Sunt în stand-by. Se trag aproape de graniță. Presiunea este foarte mare. Greul de-abia începe. Oamenii care s-au mobilizat și care vor să trimită ajutoare, să o facă în continuare, dar să fie organizați. E nevoie disperată de materiale medicale. Mergeți la mașină, deschideți trusa medicală de la mașină, cred că n-ați făcut-o niciodată. Vedeți ce e acolo în trusa aia. Asta este nevoie în Ucraina. E nevoie de folii termoizolante, acele folii de aluminiu. E nevoie de alimente neperisabile. Da. E nevoie de lanterne și baterii. Problema s-au organizat oameni care trec în Ucraina, care fac aceste transporturi umanitare și care aduc refugiați și îi lasă la coada de la graniță. Ei nu-i transport în România, că nu pot trece peste voința autorităților ucrainene. Rugămintea mea este să vă interesați. Mulțumesc tare mult, Alin. Rugămintea mea este să vă interesați întotdeauna când faceți tipul ăsta de ajutorare. Și atenție, reveniți la discuția de ieri, când doamnele prezente în graniță v-au explicat cum trebuie abordați refugiații ucraineni, care la rândul lor sunt speriați și de ceea ce găsesc aici, nu numai de ceea ce lasă în urmă, da?
trebuie să le vorbiți frumos, să fiți calmi și, în general, fiind vorba de femei cu copii, să fie abordate de tot de femei, pentru că au mai mare încredere. Ei nu știu ce găsesc aici. Vă întorc însă la discuția de astăzi. La România în direct v-am întrebat, după o săptămână de război și după o săptămână în care am văzut nenumărate fapte de dârzenie ale ucrainenilor, ce ați învățat de la națiunea aceasta? Cristiana, salutare! Ești la România în direct. Salutare, Cătălin! Urmărind evenimentele din Ucraina, din aceste zile destul de urâte pentru ei și pentru întreaga Europa, mi-am amintit câteva versuri din scrisoarea a treia, și anume: eu îmi apăr sărăcia și nevoile și neamul, pentru că se vorbește de Ucraina, că este o țară foarte săracă. Și de aceea tot ce mișcă în țara asta, râul Ramul, mi-e prieten numai mie, iar ție dușman ți este, dușmănit vei fi de toate, fără a prinde chiar de veste. N-avem moști, dar iubirea de moșie e un zid care nu se înfiorează de a ta faimă, Putin. Ce am învățat? Să luptăm pentru dreptul nostru și pentru identitatea națională. Chiar dacă suntem nemulțumiți de politicieni, așa cum spune toată lumea, ce e de apărat în România, suntem nemulțumiți de politicieni, să nu ne identificăm totuși cu ei și să învățăm să nu mai fim obedienți. În primul rând, să învățăm să mergem la vot și să nu mai dormim pe ureche și, parafrazându-l pe Goya, aș putea spune că somnul națiunii naște monștri. Asta am învățat. Să învățăm să luptăm pentru dreptul nostru. Ce am mai învățat? Și ceva, să știi, care mi se pare foarte important. Am învățat că împreună suntem mai puternici. Clar, absolut, suntem. Absolut. Asta mi se pare o mare învățătură a acestor zile. S-a mai învățat ceva, că poporul român nu și-a pierdut umanitatea și nu și-a pierdut solidaritatea, ca să zic așa, față de oamenii care se află în situații critice. Ăsta iarăși este un lucru îmbucurător pentru noi ca nație. Spune cineva, un domn Nicoară pe Facebook, cred că un răspuns la întrebare este că sunt mai mulți oameni decât neoameni. Cred că e un răspuns foarte bun. Eu zic întotdeauna, Cristiana, că România are resurse nebănuite. Că la necaz, niciodată un român nu o să te lase. Nu o să te lase la greu. Da, să știi că asta. Ai putea să faci ca ei? Ca ucrainienii? Uh-huh. Cu siguranță da. Cu siguranță da, și asta o spun din toată inima. Chiar dacă nu sunt vreo războinică cu arma în mână, cred că o situație de genul ăsta mi-ar da tăria să capăt forța de a merge chiar și cu arma în mână. Da, și forța de a te despărți de cei dragi, că și asta e la fel de important. Mulțumesc tare mult, Cristiana. Eu astăzi nu știu câți dintre bărbații din Kiev o să rămână în viață sau o să rămână în libertate. Nu știm ce are de gând Putin, o să vorbim mâine cu Armand Goșu, care vine în studio. Nu știm ce are de gând Putin când va cuceri acest oraș. El crește presiunea în continuu, nu știm dacă o să cucerească, dar crește presiunea acolo. Nu știm cum se va termina, va fi foarte greu pentru familiile lor. Și totuși acești oameni sunt încă acolo și au decis să-și lase viețile comode ca să meargă mai departe în felul acesta. Fără a avea, cum să zic, șanse de câștig foarte, foarte mari. Ce o fi îndemnat? Radu, salutare, ești la România în direct. Bună ziua. Eu cred că oamenii luptă în războaie ca să-și apere, în primul rând, nu idei abstracte pentru mare parte dintre noi, cum e patriotismul, să-și apere țara, președintele, steagul. Ei își apără locuința, își apără cartierul, își apără familia, își apără viitorul copiilor. Nu uitați că Ucraina are peste 7 milioane de copii. Adică oamenii ăștia își apără ce au mai aproape și își apără viitorul. Ei, ca și nu puteau să trăiască, dintre, să aibă viitor în Rusia, uite-te câți oameni sunt la Moscova. Nu le e tocmai rău, nu? Adică le e rău, dar nu e cel mai rău de pe planeta asta, la Moscova, la Novosibirsk, la unde se mai întâmplă lucruri de astea. Da, dar oamenii acum sunt bombardați. Cartierul e bombardat. Nu o unitate militară în Creierii Munților. Nu. Sunt locuințele proprii.
școala copilului este bombardată. Oamenii ăștia își apără în primul rând ce au aproape pentru ei. Da? După aceea, da, eu cred că vin și celelalte, își apără dreptul de a vorbi în limba lor, își apără dreptul de a avea statalitatea lor, de a-și alege președintele lor, de a-și alege conducătorilor, dar eu cred că în primul rând își apără ce mai aproape pentru ei, orașul lor. Acum este ceva personal pentru fiecare dintre ucrainieni. Nu mai este o idee politică, ocupăm țara și schimbăm regimul. Adică au intrat în cartiere, le bombardează casele, cum spuneam mai devreme. Asta e părerea mea. Da. Și cred că și România ar face la fel. Și eu cred că și România ar face la fel. Adică, dincolo de discuțiile de la radio sau de pe Facebook, dincolo de ce avem să ne spunem între noi, sondajul acela, v-am mai spus de el, pe care Avangard l-a făcut zilele trecute, mi-arată că mare parte dintre români ar face la fel. Sigur că o parte ar pleca, pentru că nu înțelegem viețile la fel și nu suntem egale. Asta era doar în comunism. Nu toată lumea crede că e datoare. Dar eu sunt convins că mulți români vor rămâne aici și își vor face datoria la fel. Eu cred că foarte mulți simt la fel pentru locurile astea și poate exact din motivele pe care le spui tu, că oamenii nu vor să schimbe viața așa cum au cunoscut-o. Și în orice caz, poate, nu vor să trăiască sub o autoritate de genul Rusiei. Cred că ne-am lămurit cu toții astăzi cine este Rusia, nu? Adică... Mai este și problema istorică dintre cele două popoare. Adică foametea pe care a cauzat-o statul sovietic ucrainienilor este întipărită în memoria colectivă. Vă dați seama cum ar fi să creșteți cu bunici care vă povestesc cum își mâncau frații când, după ce decedau în acea perioadă de foamete. Adică, 32 și 33, în, da, Holodomor. Încă este, da, încă este, părerea mea, întipărită adânc în memoria colectivă acel genocid. Să nu uităm a fost aproape de genocid. Că acel genocid nu a fost o secetă și o nenorocire de asta planetară așa apărută din senin. Să nu uităm că au existat și există documente care arată că foametea a fost organizată, de aici și spune genocid. Că rușii au organizat această foamete împotriva unui grup național și că le-au luat resursele, alea puține care mai erau. Și că vreme de câțiva ani i-au silit să moară ca să, pur și simplu, să-i ocupe. Cred că ăsta e termenul, sau să-i țină mai bine sub stăpânire. Am alte explicații la chestiunea asta. A fost o lipsă de umanitate, altceva, adică poporul sovietic nu murea fără hrana confiscată de la etnicii ucrainieni din Ucraina de astăzi. Mulțumesc. Da, eu cred că oamenii luptă tocmai pentru motivele pe care le-am enumerat. Mulțumesc mult, Radu, spor la treabă. Bianca, aici la România, în direct, te ascultă toată țara. Ce ai învățat, uite, de la femeile din Ucraina? Alo? Salutare! Te ascultăm! Sunt Bianca, da. Chiar acum am mutat la volan, din păcate, o să vă pot vorbi foarte puțin. Vreau să vă spun că părerea mea despre ucrainieni este faptul că sunt un popor foarte orgolios, care au reușit cu greu să-și obțină independența și vor să scape de influența rusă. Și asta îi îndeamnă cu mult mai mult să lupte și să reușească să fie ei înșiși, să nu mai depindă absolut de nimeni. Eu locuiesc în Italia și pentru acest fapt am cunoscut foarte mulți ucrainieni. Sunt oameni dificili, aș putea să spun. Nu vreau să spun nimic rău despre ei, dar nu mi-au fost niciodată prieteni. N-am simțit o prietenie între mine și un ucrainian. Dar dacă te pot ajuta cu ceva, o fac atunci pe moment, apoi au uitat absolut totul. Între ei, în schimb, vreau să vă spun că în Italia sunt foarte strânși și dacă trebuie să ajute pe cineva, te lasă pe tine chiar dacă ai mai multă nevoie ca să-ți ajute seamănul lui. Noi nu facem, da, la fel, românii nu suntem și mai noi uniți. Facem la fel, dar totuși suntem.
suntem diferiți. Totuși, cred că mai degrabă aș ajuta pe cel care are mai multă nevoie și aș vota un român de-al meu, mă gândesc. Și ce vreau să vă spun este faptul că și noi am avut influența rusă, am simțit-o de-a lungul anilor destul de mult și ne-au creat probabil diverse probleme și nouă și am suferit destul. Și atunci, în momentul în care reușesc să-ți obții o independență și poți să decizi tu pentru țara ta, nu văd de ce ar trebui să accepti ceea ce îți propune o altă țară care nu mai are nicio legătură cu tine și nu văd de ce ar trebui să te obligă să te comporți în un anume fel. Da, îți mulțumesc tare mult. Din păcate, legătura asta nu era cea mai bună, legătura de la volan. Probabil că ăsta e sentimentul. Probabil că e și o teamă de necunoscut. Probabil că e respingerea Rusiei și a tot ceea ce înseamnă ea. Nu, în Ucraina, oricât de rău ar fi fost, oamenii nu zboară de la ferestre dacă au alte opinii față de guvern. Aveau televiziuni pro-putere, pro-guvernamentale. Sigur au interzis televiziunile rusești în mod evident. Sigur că nu e o țară perfectă, dar nu e o țară unde să dă cu novicioc pe opozanții politici, nu? Cred că încă să mai putea discuta acolo. Florin, salutare, ai ajuns la România în direct. Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră și vă mulțumesc pentru posibilitatea de a vorbi în direct. Vreau să încep prin a prezenta două clișee. Primul clișeu este vârsta de aproximativ 7 ani când bunicul meu a părăsit această lume și bunic care mi-a povestit ceea ce a pătit și cum au fost, vorbind de spiritul românesc în comparație, în parabolă, cu cel ucrainian. Și care mi-a povestit ce a pătit, fiind declarat de comuniști chiabur, cum i-au luat cei mai frumoși boi și ce îi conduceau cei mai puturoși oameni din sat, cum primarul orașului a fost pus un văcar al satului dintr-o comună apropiată și traumele pe care el le-a trăit. Acel om, dacă ar fi trăit astăzi, 100% și s-ar fi fost în Ucraina, 100% s-ar fi pus în fața celor tancuri. Venind la al doilea clișeu, vreau să vă spun că imediat după Revoluție, sunt dintr-un oraș din Telorman, un oraș din sud, de la Dunăre. Oamenii în anii 90, 91, 92, da, au început să au venit să-și revendice pământul pe care îl aveau. În fața primăriei erau sute de persoane zilnic. Erau oameni care abia se puteau deplasa. Cu un baston, ba cu o cârșă, ba cu ceva, veneau să-și revendice pământul. Toți acei oameni, dacă astăzi s-ar fi întâmplat ceea ce se întâmplă în Ucraina, sau marea majoritatea lor, astăzi s-ar fi pus în fața celor tancuri. Traumele, poate că și, nu știu, nu cunosc istoria exactă a Ucrainei, nu cunosc traumele pe care ele au suferit cu această națiune, dar traumele pe care bunicii noștri, străbunicii noștri l-au trăit, da? Momentele de după 1944-1945, 100% le-ar fi dat acest spirit. Și acest spirit mai rămâne într-o generație, sunt din punctul meu de vedere, cred că este o fractură între generații. Este în generația mea undeva la peste 45 de ani, da? Uh-huh. Și poate de cei care au avut parte de astfel de povești și bunicii l-au povestit despre prizoniatul Rusia, despre condițiile care au fost după și ceea ce s-a întâmplat și poate că în cei care au trăit și s-au născut în acest spirit mai nou occidental, cei care apreciază aceste valori democratice, în care poți să ieși în stradă și poți exprima un punct de vedere, în care nu ești luat cu duba fără... Adică, ne-am avut derapaje la 10 august. Am văzut foarte clar acest lucru. Dar nu a fost de maniera celor care sunt în Rusia împotriva celor nici care protestează acum. Nu e... Adică, suntem mult mai liberi decât ei. Și libertatea este în totală creștere. Cu toate că nu mi s-a părut normal ca jandarmii să-i ia pe cei care au manifestat în fața ambasadei Rusiei să se comporte destul de urât cu ei, comparativ cu ce am văzut în Cehia, cu ce am văzut la Berlin și în alte părți, unde pe oameni jandarmii au lăsat să manifeste liber. Faptul că a aruncat cu cerneală, deci atâta vreme când nu pui viața cuiva în pericol, lasă-l pe om să se manifeste, da? Că în momentul care a ajuns la distrugere, în momentul care a ajuns la pericol de a pune vieți în pericol, atunci, într-adevăr, au dreptul să intervină. Ai dreptate. Excesul de zel nu înțeleg. Mulțumesc mult, Florin. Aș vrea să mai fac loc unui telefon. Nu există comparație între ce propune Rusia și ce propune Occidentul. Deci nu există niciun fel de comparație. Gândiți-vă tot timpul la treaba asta. Raluca, salutare, ești la România în direct.
eu. Da. Tu. Alo? Da. Da, eu. Ascultam ce spuneți acolo și mi-am dat seama că mi-a ajuns, mi-a venit și mie rândul, da. Ce să zic, ce-am învățat, am învățat că știam deja asta, că zău dacă mai mi este jenă să-mi apăr țara cu vorbe, că n-a fost nevoie altfel, și să zic că sunt patriotă. Când am plecat, când mi-era greu și nu o să plec nici acum. Eu sunt medic și, mă rog, mi se pare că e datoria mea de altfel, că na, cred că de-aia m-am făcut medic. Mi-am dat seama, am mai zbit realitatea, deși o vedeam și la știri și peste tot, duminică seară, când o prietenă de-a mea veche din Franța, franțuzoaică, mi-a trimis un mesaj care mi-a zis așa: dacă situația degenerează, să știi că te aștept să stai la mine și o să-ți găsești și de lucru. Eu știam că îmi găsesc de lucru, că am oferte în fiecare săptămână, dar nu mi-am dat seama că chiar din afară se vede că ar trebui să plecăm. Eu am fost impresionată de această ofertă și i-am mulțumit și am stat și m-am gândit și mi-am dat seama, eu nu vreau să plec. Da, am un copil, trebuie să mă gândesc și la ea, dar așa în principiu cumva voi face. Nu plec. N-am plecat nici când mi-a fost foarte greu, iar la Revoluție, n-aveam 16 ani, de acolo, mi-am strâns colegii pentru că serialele mele favorite erau Tineri în luptă și Eroi în vârstă, dar zău dacă mi-am inteles despre ce era vorba exact. În fine, i-am strâns la școală și după aia ne-am dus la Cândinea și la Casa Tineretului și de acolo, ca să scape de noi, ne-au dat niște banderole și ne-au trimis să păzim radio. Îmi dau seama oare pe ce au trecut părinții noștri, că nu erau telefoane mobile. Eu cred că aș fi îmbunit să despară fiicmea așa de acasă în timpul unei revoluții, Doamne. Dar ne-am dus și ne-am făcut și noi de lucru acolo și acum am banderola. După aia, când am vrut și eu să mă duc să văd care-i treaba cu revoluționarii, niște domni cu bărbi mi-au zis: da, domnișoară, să vă căutăm noi. După ce am plecat, mi-am dat seama că nu mi-a cerut nimeni niciodată de contact. Da? Mă rog. Whatever. Deci am învățat că, da, ei își apără țara lor și bine fac. Președintele Zelenski este de admirat. Bravo lui! Deși am colegi care zic, nu zic colegi medici neapărat, care spun că e doar un actor și joacă rolul. Foarte bine, joacă foarte bine. Nu, dar nu cred că e rol. E perfect. Vieții. Rolul vieții lui, sigur că da. Și asta trebuie să facem și noi. Știu dacă clasa politică e bună sau rea, dar noi nu ne apărăm clasa politică. Noi ne apărăm pe noi și țara noastră. Doamne, să știu să fie nevoie, dar nu plec. Am învățat că mă cam cer cu aia care se trezesc vorbind și asta e, prietenii se cer și așa. Deocamdată dar suntem aici. Mulțumesc tare mult, Raluca. Vreau să vă mai spun un lucru. Am mai învățat ceva și mi se pare important să-l spunem. Am învățat că Rusia nu este atât de puternică pe cât pare sau lăsa să se creadă. Dimpotrivă, am văzut că are slăbiciuni, că în ciuda forței sale poate fi stăpânită uneori sau oprită chiar și de către o națiune mică. Dar atunci când suntem toți la un loc, Europa civilizată și Statele Unite, cred că suntem mult mai puternici. Cred că Ucraina, sau cea mai mare învățătură pe care o avem în aceste zile din Ucraina, este că trebuie să avem curaj și că putem să oprim acest regim monstruos de la Moscova. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi, de la ora 13:15 la Europa FM.